Magazinul mobil al științei va face un tur de forță în toată Oltenia și va poposi pe rând în cele mai importante orașe ale regiunii. Astăzi a ajuns și în Drobeta Turnu Severin. Leu din Bănie a venit în Drobeta Turnu Severin. Haideți dumneavoastră să ne vizitați, să faceți o poză cu leuțul. Caravana clubului Universitatea Craiova 1948 a ajuns astăzi în Drobeta Turnu Severin. Severinenii pot achiziționa bilete la partida disputată pe teren propriu cu sepsii luni 13 septembrie de la ora 21. Abonamente, dar și articole cu însemnele Universității Craiova. Sunt mare fan al Universității Craiova. Din 1965 am făcut și studii la Electroputere Craiova, am pus și pe becheu stadion central. Sunt de aici, din Drobeta Turnu Severin, și mă duc la meciuri, nu mă trece meciul la Craiova. Și de-aia am venit aici. Știam că vine, anunțasă pe internet că vine magazinul oficial al clubului Universitatea Craiova aici. Și am zis că să luăm niște insemne ale clubului, așa este un suporter adevărat. Și iubim în continuare și ne ducem la meciuri și de ce contează, că e aproape până la Craiova, biletele sunt acceptabile. Potrivit clubului, prețul unui bilet la meciul de luni de pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova este de 15 lei peluza, 30 de lei tribuna a doua, 40 de lei tribuna întâi, tribuna VIP 2, 70 de lei și 100 de lei tribuna VIP. În perioada 6-12 septembrie, clubul din Bănie organizează o caravană în cele mai importante orașe ale Olteniei pentru a veni în întâmpinarea suporterilor echipei.